Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit! Bine ați revenit la România în direct, bine ați revenit la cea mai importantă dezbatere din România. Sunt la Colegiul Național Gheorghe Lazăr din București, am vrut să pornim în acest nou sezon din probabil cea mai bună instituție de învățământ din România, pentru că dezbaterea noastră din această vară s-a concentrat asupra elitelor din România. Și dacă de-a lungul verii ați văzut dezbateri în care s-a vorbit despre admitere diferențiată, despre modul în care aceste colegi ar trebui să-și organizeze examenul de admitere sau nu, despre note și teze, să știți că nu acesta este lucrul prioritar. De fapt, noi, România și societatea sa, trebuie să răspundă la următoarea întrebare. Elitele din România, cum le ajutăm sau le ajutăm? Are nevoie România să ranforceze, să-și întărească elitele educaționale? Aceasta era problema noastră? Sau, dimpotrivă, putem să avem un corp școlar și profesoral mult mai omogen, care se oferă la toate palierele societății indivizi valoroși? Cum ieșim din această dilemă, oameni buni? Legea dezbătută de cadrele didactice, de profesori, de activiști civici, de oameni implicați în învățământ, a spus cam în felul următor. Vom face o admitere diferențiată și da, e nevoie ca cei mai buni copii din România să ajungă în cele mai bune licee din România. Aceasta a fost deocamdată hotărârea în prima parte a legii. Urmează ca Parlamentul să-și spună cuvântul, dar clasa politică pare hotărâtă și la fel și dezbaterea care s-a purtat în rândul școlilor. Așadar, trebuie să aflăm cum și de ce mergem mai departe. Aceasta este viziunea noastră pentru prima emisiune România în direct din acest sezon și vom merge, să știți, în învățământul din România, plecând de aici, de la T0, kilometrul 0, cum se spune, că toți suntem aproape de kilometrul 0 al Bucureștiului, până în cele mai mari margini din România, sau cele mai îndepărtate margini ale României, ca să vedem cum arată școala noastră de fapt. O să ne ocupăm de asta întreaga toamnă. E ceva ce îi privește pe fiecare dintre noi. Imediat o să vă dau telefonul, o să vă adresez întrebările dezbaterii, o să vorbim, da, și despre lipsa tezelor. Să știți că am venit cu ele aici. Mai mare bucurie astăzi dimineața, am spus, m-aș întoarce și eu la școală, dacă nu mă deranjează nimeni cu teze, despre asta, despre asta a fost vorba toată educația mea școlară, deci dacă nu mă mai deranjează nimeni cu teze și lucrări de control, eu mă întorc. Asta nu e o schimbare prevăzută în legea educației, este o schimbare de regulament școlar care intră în vigoare chiar din toamna asta, mai sunt și alte modificări acolo și fie că ești părinte, fie că ești profesor, fie că ești un om interesat de bunul mers al societății, te invit astăzi la România în direct. 0372069599 să-mi spui ce crezi despre lucrurile astea. Da? E invitația mea. Deocamdată, invitații mei, primii mei invitați de astăzi, directoarea Colegiului Național Gheorghe Lazăr, doamna Ionela Neagoie. Bună ziua, mulțumesc că ați venit. Acolo e microfonul dumneavoastră. Bună ziua și eu mulțumesc. Știu că e o dezbatere dificilă. Mulțumesc că aveți curaj să veniți aici. E o dezbatere în care lumea s-a uitat cu sprânceana ridicată la cele mai importante licee din România și zice, dar ce vreți să faceți dumneavoastră aici? Și vă mulțumesc că ați acceptat să veniți. Că nu era și că ne-ați primit. Că ne sunteți gazdă astăzi. Ăsta e primul lucru. Mara și David, copii de excepție, mi-a spus doamna directoare, ei sunt alături de noi, o să-i auziți și pe ei. Schimb două vorbe cu ei și cu doamna directoare, după care deschid telefoanele și trecem la dezbaterea care, în continuare, rămâne cea mai ascultată din România la această oră. Cum ați găsit, doamnă, începutul anului școlar? Greu, pentru că eram obișnuiți cu 15 septembrie, sigur că noi profesori începeam de la 1 septembrie și aveam o perioadă de acomodare, perioada în care ne ocupam de documente, de așa, deci ne-am mobilizat destul de greu, dar putem să reînvățăm, să reconstruim, să rescriem niște structuri undeva pe aici prin creiera și să ne obișnuim și cu altceva. Curiozitate, acum așa rămâne? Adică o să începem cu regulamentul nou și cu legile noi, asta să propunem, să începem la începutul lui septembrie? Nu știm dacă așa va rămâne, însă un lucru pe care l-am învățat în atâția ani de învățământ
pentru că am peste 32 de ani de învățământ. Eu sunt formată la școala veche a învățătorilor în București și am fost învățătoare la 18 ani. Am mulți ani de muncă în învățământ. Deci un lucru pe care l-am învățat a fost să fiu totdeauna deschisă și să vreau să învăț, să mă adaptez, să încerc, să nu zic din start, nu? Ok, deci să va putea asta. Întrebarea cheie, cum ați simțit dezbaterea din această vară, care s-a purtat despre aceste instituții de învățământ din România? Cele mai bune licee, asta a fost principala dezbatere. Cum am resimțit-o? Că cum ați resimțit-o? Am resimțit-o. Ați resimțit-o. Cum? Sinceră să fiu, am fost dezamăgită de tot ce am citit pe rețelele de socializare despre noi școlile de elită, despre liceele centenare, despre profesori. Am așa un gust amar pentru că imaginea noastră nu este foarte bună. Și societatea, nu știu dacă doar vorbește doar ca să vorbească sau dorește să distrugă și ceea ce este bun și funcționează. Nu știu, nu-mi dau seama încă, dar oricum am resimțit-o. Adică a existat un val care spunea așa, doamnă, de ce să fiți mai buni decât sunteți? Cam da, că furăm, că suntem corupți, că o să dăm subiectele, că nu se face nimic la școlile astea, că să ne ducem să predăm la liceele unde nu există probabilitate, de unde ar ști cineva că eu n-aș vrea să fac asta? Adică sunt profesor bun oriunde aș fi. Pot să predau oricărui copil. Nu locul mă face profesor, ci dragostea pentru ceea ce fac mă face profesor bun. Aveți o explicație? Simțiți explicația asta? Adică de ce credeți că dezbaterea a picat de natura asta? Nu știu, poate condițiile actuale în care trăim, nu știu, societatea în sine, dezamăgirile, nu știu, lipsurile, habar n-am, frustrările, nu știu, nu-mi dau seama, dar acum le-am resimțit eu personal. Și ideea asta că profesorii din aceste școli stau degeaba și nu fac nimic, nu fi perfect, că nimeni nu e perfect, dar chiar se muncește, adică e greu să muncești copii deștepți și buni. Aveți cei mai buni copii din România în momentul ăsta? Sunt subiectivă, eu iubesc școala asta mai mult decât chiar trebuie și eu mereu zic și în glumă și în serios că suntem cea mai bună școală. Da, multă lume consideră că sunteți cea mai bună școală. Acum, tipul acesta de admitere, la ce vă ajută mai mult? Că aici a fost întrebarea societății. De ce sau cum v-ar ajuta și mai bine și mai mult pe viitor? Pentru că ea va rămâne foarte probabil așa. O selectare mai bună a copiilor. Asta era mai și valoroasă. Mai bună. Adică le dați da, examene și mai... mai bună. Și mai bună în momentul ăsta. Dar și aveți printre cei mai buni copii. Le-ați ridicat nivelul de evaluare când vin aici? Acum, putem să facem supoziții. De obicei nu sunt adepta ideii pe vremea mea, dar și eu am dat examen. Pe vremea mea, da, au fost 5 locuri la liceu pedagogic. Am venit dintr-un județ de lângă București și am concurat, am fost 7 candidați pe un loc, pe 5 locuri. Da? Vin de la țară, nu m-a pregătit nimeni. Profesorii pe care am avut la clasă și am avut profesori buni, foarte adevărat, profesori foarte buni. Deci eu am luat fără meditații acel examen și am fost unul din fericiții câștigători ai celor 5 locuri. Deci... N-am avut șanse, am avut șanse. Mi s-au dat șanse. Deci celui care învață îi se dau șanse. Nu, eu mi-e greu să înțeleg asta cu nu îi se oferă șanse unui copil. Pe de altă parte, înțeleg realitățile din alte părți. Nu că nu le înțeleg, că nu există profesori, nici noi nu avem. Noi... Deci un profesor bun de fizică în momentul de față nu găsești să aduci. Chiar dacă ai ore libere, n-ai pe cine să aduci, că nu mai sunt profesor de chimie la fel, de biologie la fel. Există o poziție a Alianței Colegilor Centenare din România care spune că v-ați dori mai mult decât atât, chiar și selectarea celor mai buni profesori, dacă ar fi posibil. Asta a fost posibil cu legea numărul 1. Și noi am fost alături de Sava, printre puținele școli care au selectat în felul acesta profesori și sunt profesori foarte buni. Și eu sunt adepta ideii că
Omul nu trebuie să-mi fie dat de cineva. Am nevoie să-l văd, să-l văd la clasă, să stau de vorbă cu el, să mă convingă că este pentru mediul acesta. Poate fi bun pentru Sava, care probabil că-s mai bun decât noi, dar nu pentru Lazar. Adică e nevoie să îl cunoști pe cel pe care îl angajezi, nu să-l primești pe cel pe care îl angajezi. Dumneavoastră aveți aici un program pilot care funcționează și a funcționat anul trecut, cu rezultate spectaculoase pentru bacalaureat. Da. E un program care, în fapt, concentrează, sau îi concentrează pe copii, pe obiectele... Da, de la un anumit moment, că și asta s-a înțeles și ce am citit despre doamne, deci oamenii înțeleg greu. Din luna martie, adică până în luna martie copiii nu pierd nimic. Se parcurge tot la toate materiile. Din luna martie ne concentrăm pe ceea ce avem nevoie pentru examene. Luăm modele din alte părți, din Anglia, de exemplu, unde copiii fac, nu mai fac 100 de mii de ore, ci fac ceea ce interesează pentru examene. Adică nu e așa o nenorocire că 3 luni și lumea deja a făcut din asta că distrugem cultura, că distrugem învățământul. Nu distrugem nimic. De fapt, le dăm o șansă acestor copii să se concentreze pe ceea ce au nevoie și, repet, au nevoie. Că și aici am fost blamată. Cum adică unele nu sunt de interes? Da, culmea, nu ne dăm seama că unele dintre materii în clasa a 12-a nu mai sunt de interes pentru copii. Nici măcar pentru cultura lor generală. Vă mulțumesc pentru curaj. Sunteți prima persoană pe care o aud în spațiul public care susține și nevoia elitelor. România în direct este o emisiune care dă spațiu de dezbatere și încearcă să-i aducă pe oameni la centru, nu să-i antagonizeze. Și din punctul ăsta de vedere, chiar toată vara mi-am dorit să aud pe cineva prezentând argumentele părții dumneavoastră. Eu pilotarea asta la 12 am făcut-o și întâmplător și sunt fericită că e David aici. Am făcut câteva emisiuni cu David despre e nevoie de o schimbare. Am avut dezbateri despre schimbarea în curicula școlară. Adică eu sunt foarte aproape de copii. Ca mulți profesori și directori din școala, din țara asta și în școala asta se fac lucruri și pentru că copiii își doresc. Și ei sunt doar susținuți să le realizeze. Și copiii pot spune, încă o dată, eu nici nu știu despre ce veți vorbi, că ce o să plec, dar ei sunt niște copii minunați și dacă sunt ascultați, avem de câștigat. Și faptul că am curajul să spun că nu sunt de interes, păi am, pentru că de fapt noi am pus în practică prin pilotare. Asta ceva ce se întâmpla de fapt și noi ignoram. Toată lumea termina materia, spre final ei nu prea mai veneau la școală, își luau scutiri medicale, ne chinuiam cu toții, da? Ori așa ei sunt prezenți efectiv la ce îi interesează și lucrez cu drag cu ei. Doamna Neagoi are ședință de... Da, Consiliul Profesoral. De Consiliul Profesoral. Vă mulțumesc, astea au fost argumentele. Vă mulțumesc pentru prezență, că știu că trebuie să... Și noi acum, vă întrerup, pilotăm și la 11 o schimbare. Ok. Deci, o să mă întorc pentru asta la dumneavoastră. Da. Mulțumesc încă o dată că v-ați prezentat argumentele, mulțumesc că ne găzduiți, ne lăsați copiii da, aici. Da, sigur că da, cu mare drag. Pentru că vreau să văd și ei cum se simte elita României, elita copiilor din România. Mi se pare foarte important că avem acest punct de plecare și mi se pare foarte important că ne putem baza discuția pe ceea ce ați spus. Da, și sunt copii cărora nu poți să le bagi ceva pe gât, sunt copii care au un punct de vedere pe care și le exprimă și îl susțin cu argumente. Sunt minunați copii și chiar trebuie ascultați. Mulțumesc și eu din suflet și vă urez o emisiune plăcută. 0372069599, acesta este numărul de telefon al României în direct. Oameni buni, astăzi vă întreb în felul acesta. Care schimbare de la legea educației vi se pare teribil de importantă? Admiterea asta diferențiată vă deranjează sau vă încurajează? Au nevoie elitele din România de un tratament mai aplicat, mai, cum să spun, mai hotărât, sau încurajăm întreg corpul elevilor din România și întreg corpul profesoral? E timpul să dăm drumul la dezbatere. Mara și David vor rămâne aici și imediat voi vorbi și cu ei. Haideți să vedem cine era prima pe linie. Cred că era o doamnă. E vorba de Diana din București. Mulțumesc pentru răbdare. Salutare, Diana! Bună ziua, domnul Sticlea! Bună ziua! Vreau să știu dacă vreau să... Da, mă auziți. Nu știu, eu nu pot să intru foarte adânc în problema cu elevii,
Sunt o persoană de peste 65 de ani, n-am fost nici mamă, nu sunt nici bunică, dar de ce am intrat? Pentru că vreau să susțin ideea despre elită. Este evident și logic, mă întrerup și vreau să o felicit pe doamna directoare de la Gheorghe Rasăr, mi-a plăcut foarte mult de dânsa și îi doresc în tot sufletul numai succes în activitate în continuare. Este logic că elita este de bază într-o societate și în exclusivitate elita duce societatea mai departe. Dacă reușim o elită extinsă, este ideal într-o societate. Dar ar trebui să ne mulțumim și cu o elită și să facem cât mai multe pentru ea. Pentru că, mă repet, este singura care duce mai departe o societate. Nu duce nici fotbalul, nici maneaua, nici înjunghierea, nici înjurătura, ci în exclusivitate o elită. Mi-a plăcut foarte mult de domnul ministru Funeriu. Dumnealui, într-adevăr, se vedea că este un om cu școală, cu scaun la cap, cu înțelepciune. Doamne, și cu învățătură. Las aici unul dintre argumentele oamenilor care se opun acestei idei și ei spun în felul următor. Bun, da, copiii care sunt la țară, copiii care nu au meditații, copiii care nu au posibilități, cum o să ajungă într-o astfel de instituție? Dându-le profesori excepționali și profesori dedicați și profesori talentați și oameni care cu sufletul, ca și în medicină de altfel, să vină alături de elevii lor și să-i salte și să le solicite curiozitatea și să le satisfacă curiozitatea și să fie bucuroși și fericiți să scoată oameni integri, cultivați. Vă înțeleg optimismul, să știți. Nu știu dacă el se va realiza într-un totul, da? Nu e optimism, din păcate nu e optimism, e dorință. Și este logic ceea ce gândesc eu. Calitate, de trei ori calitate. Numai calitatea poate să susțină o societate și să o facă, ce cuvânt mare și de mult neîntâlnit în România, fericită. Mulțumesc. Numai calitatea. Mulțumesc tare mult, Diana. Vreau să-l luăm pe Tiberiu, care sună de la Cluj. Salutare, Tiberiu. Alo? Salutare. Alo? Vă ascult. Admitere diferențiată, da. 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 Da, admitere diferențiată. Dar prima observație care doresc să fac este că, de fapt, eu ascultând Europa FM de mult și continuu, am sesizat o tendință în a prezenta, de dumneavoastră, în a prezenta lucrurile în mod egalitarist. Ca și la comuniști. Toți trebuie să fim egali. Dacă se poate să fim toți proști, trebuie să fim toți proști. Asta place. Mm-hmm. Trebuie să fie cultivată evidențierea elitelor. Când m-ați auzit pe mine că sunt adeptul... Când m-ați auzit pe mine că sunt adeptul acestei idei că... Eu am auzit și la prezentarea, inițială ați băgat o șopârlă de maniera că unele licee au voie să facă admitere. Toate au voie să facă admitere. Toate au voie să facă admitere separată, sigur, dar nu toate sunt interesate, în mod evident. No. Și atenție, eu nu lucrez cu șopârle. Veniți dintr-o vreme veche... Eu nu lucrez cu șopârle. Eu spun lucrurilor pe nume aici. Da. Să zicem așa. Deci toți au... Nu mai prezentați problema că numai anumite licee au voie să facă admitere. Toți au voie. Și să face selecția. Selecția asta este o lege care e valabilă nu numai în învățământ, în orice domeniu. Da, să nu intrăm în discuții de natura asta. Părerea mea este că trebuie făcut admitere cât de mult și că, să se selecteze mințile luminate și să se cultive. Că și noi zicem, nu, să duce în străinătate la o universitate sau la o școală care e evidențiată. De ce?
fiindcă acolo sunt elite. Mm-hmm. Nu se duce nimeni, nu se bate să se ducă, să facă școală undeva într-un cătun, unde nu sunt nici condiții și nici predarea nu este cazare. Adevărat, da, dar o societate... Nu încheiați încă, încheiați când, după ce îmi răspundeți la întrebarea asta. Da, dar vă rog, o societate nu cumva trebuie să aibă oameni bine pregătiți pe toate palierele sale? Da. Aha. Și ca să se realizeze palierele, trebuie selecție. Mulțumesc. Selecția e motorul care împinge societatea înainte. Cea mai mare dezbatere publică din România. În direct la Europa FM cu Cătălin Striblea. Ascultați România în direct. Radu din București e pe fir. Salutare, Radu, te salut, dar rămâi acolo un pic bună cu mine. Bună ziua. Un pic de răbdare, un pic de răbdare. Mara și cu David, doi elevi de clasa 12-a de la liceul, de la Colegiul Național Gheorghe Lazar, sunt aici cu mine, așa că o să încerc să introduc și pe ei un pic în dezbatere înainte de a-ți auzi părerea, că vreau să aud ceva. Salutare, Mara. Salutare, David. Prima întrebare, nu există greșeli aici, nu ne ascundem, deci nu. Ați făcut meditații ca să intrați la laser? Da. Da. Multe, grele? N-aș zice nici foarte multe. Am și colegi care au făcut mai multe meditații decât mine ca să intre la examenul de capacitate, dar am făcut și colegi care n-au făcut nicio meditație și au intrat în laser. În cazul tău, Mara, dacă nu făceai, erai sigură de admiterea asta? Nu știu dacă aș fi fost sigură, pentru că meditațiile ți asigurau o pregătire exact pentru evaluarea națională. Adică erau țintite. Erau țintite și la școală acest lucru nu este mereu garantat. Simți că faci parte dintr-un corp de elită? Simt, chiar simt cu adevărat. De ce? Explică-mi asta. Pentru că simt că toată lumea în jurul meu este ambițioasă, este inteligentă, este interesată de un anumit domeniu, lucrează cu pasiune pentru interesul lor. În mare parte de aici cred că vine elita. David, e bine dacă s-ar face admiterea și mai grea la Lazar? Nu numai la Lazar, la multe alte licee. Mă rog, acum este bine, nu este bine, depinde foarte mult și de în ce constă această admitere diferențiată, cine administrează testele, cine le concepe, adică sunt mai multe nuanțe care pot să facă diferența, pentru că până la urmă putem să ne întrebăm la fel de bine și dacă evaluarea națională în sine este un lucru bun. Este? Și asta depinde foarte mult din nou de structură. În structura actuală, evaluarea națională nu răspunde la foarte multe întrebări. Dacă s-ar face o evaluare treptată în cadrul evaluării naționale în care testul în sine să facă o anumită diferențiere, adică să se dea nota 5 pentru niște cunoștințe medii, nota 7 pentru o treaptă superioară de cunoștințe și tot așa până la nota 10, poate am reușit să rezolvăm inclusiv problema asta pe care noi acum încercăm să o rezolvăm cu o examinare în plus. Dar eu de asta personal nu văd în momentul ăsta foarte bine ce este bine și ce este rău la această evaluare diferențiată. Nu văd aceste plusuri și minusuri din cauza că evaluarea națională în sine nu este un test conceput ca lumea și nu este o formă de evaluare întru totul competentă. Da. Stați un pic aici alături de mine. Nu plecați încă. Radu, mă întorc la tine. Simți din acest tip de discurs că chiar avem în față elite ale educației din România. Tu cum simți? Deci, în primul rând, sunt un fost lăzărist, promoție 75. Am trecut printr-un examen de admitere foarte dur. Matematică română scris, matematică română istorie oral. Nu cu meditații, și aici este clar, contează foarte mult pregătirea pe care o asigură profesorii în clasele anterioare, care după mine la ora actuală este deficitară. Pe de altă parte, sincer, sunt impresionat de discursul
mai tinerilor mei colegi, să spun, mi s-au părut extrem de maturi în gândire și, într-adevăr, Lazarul, că vorbim de Lazar, Lazarul a fost, rămâne o elită și o mândrie pentru toți să spună sunt absolvent de Lazar. Cu sau fără examenul ăsta. Bun, acum mai departe. Să propun câteva schimbări. Sunt de bine sau de rău? Sunt de bine în măsura în care programele vor fi adaptate la timp și, repet, înainte de selecția elevilor, și aici o să-mi pun în cap sindicatele din învățământ, trebuie luată foarte în serios selecția profesorilor. Câtă vreme nu avem profesori de calitate, nu ne putem aștepta să avem elevi de calitate. Bun. Asta întărește ceea ce foarte mulți oameni cred, că aceste licee, atrăgând pe baza modificărilor care se vor face la lege și cei mai buni profesori în viitor, vor crea poluri de excelență, în timp ce învățământul de mai joasă calitate din alte zone ale României sau chiar ale acestui oraș va deveni mai slab pe parcursul timpului. În principiu da, dar câtă vreme onor conducătorii ministerului acceptă profesori care iau 3, 4, 5 la examenul de titularizare, nu avem nicio șansă să ajungem în poziții mai bune. Da, de observație adică foarte bună. Examenul de titularizare ar trebui să fie ceva extrem de dur. Extrem de dur. Adică să, nu trebuie să fie toți profesori. Nu toți au menirea să fie profesori. Ca să fii profesor trebuie să ai ceva special, să poți transmite cunoștințele tale. Dacă înseamnă pentru tine... A fi profesor înseamnă doar să vii la școală, să te prezinți la ore, să arunci acolo pe tablă niște chestii și cu asta, basta, nu rezolvăm nimic. Îți mulțumesc tare mult pentru punctul tău de vedere. Aveam în față o observație pe care am găsit-o pe EduPedu. Există o diferență mare între notele la evaluarea națională. Deci, elevii care au mediile sub 3 la evaluarea națională au mediile la clasă cu cel puțin 4 puncte mai mari față de cele de la examen. Și asta ar trebui să ne spună multe despre calitatea notelor din evaluarea națională, dar și despre faptul că sunt mulți de 10 în foarte multe școli, probabil puși din burtă, și că acest 10 este diferit în centrul Bucureștiului față de o școală, nu știu, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar față de o școală din altă parte. Și probabil că acesta este unul dintre argumentele folosite de aceste colegii centenare pentru a avea acest tip de admitere diferențiată, pentru că 10-le era 10 peste tot. Este cu noi Gabriel din Brașov la telefon. Salutare, Gabriel! Bună ziua! Cred că n-am mai auzit de mult, într-un spațiu de timp atât de scurt, pronunțat elită. Și mă întreb dacă este într-adevăr vorba despre elită aici. Și o să vă dau un mic exemplu. În 1921, Terman, un profesor de psihologie de la Stanford, a aplicat teste IQ și a selectat din mii de elevi, a selectat elevii care aveau peste 135 de puncte la IQ. Și predicția ar fi fost că ăștia erau oamenii elita care ar fi condus în Statele Unite peste ani. Predicția nu a fost deloc corectă și se spune chiar și până în ziua de azi că putea să aleagă absolut aleatoriu și ar fi avut o predicție mai bună. Bun. Asta spus, sunt de acord totuși ca aceste școli pe care toată lumea le numește de elită acum să selecteze. Selecția este naturală.
se face cu sau fără voia noastră. Și, dar eu, în loc să susțin pe cei care sunt capabili și merg acolo, vreau să întreb ce face un mediocru bun care ajunge într-o școală de genul ăsta. Este un pește mic într-un ocean mare, care se va simți copleșit și se va pierde. Uite, îți răspunde David, inevitabil, că David e aici și a dat din cap. Deci cum e David? Nu pot să fiu de acord cu dumneavoastră, adică într-o școală în care suntem 9 clase pe an, nu pot să fiu de acord cu dumneavoastră că un mediocru bun nu s-ar putea descurca în liceu. Într-adevăr, trebuie să ai puțină dorință, adică trebuie să te pui pe învățat, dar la felul de profesori pe care îi avem, toată lumea care are niște dorință are cum să se descurce. Da, David, asta este o... De unde vine ideea asta? Este a ta. Este o opinie a ta, nu? Nu, este din ce am văzut că se întâmplă în cadrul liceului în care... Da. Sunt însă studii făcute și ideea este și o teorie care se numește Small Fashion Big Pond, care spune exact lucrul ăsta și sunt exemple date, putem să găsim Malcolm Gladwell, dacă ești curios să citești, care explică lucrul ăsta, că un mediocru bun care ar fi putut să fie elită în altă școală, dar care a fost acceptat într-o școală, într-un Harvard, pentru că etnie sau, s-a trezit dintr-o dată în compania unor studenți sau unor elevi absolut excelenți. Și nu e vorba că era mai prost decât ei, era vorba că s-a simțit copleșit. Și au fost care și-au schimbat profilul în timpul școlii pentru că li s-a părut că ei nu sunt atât de buni pentru matematică sau pentru chimie sau așa, deși erau, asta e întrebarea. Au fost pur și simplu copleșiți. Atunci îi lăsăm la locul lor sau îi împinge societatea în sus către locuri de elită? Către ce îi împingem? Către ce îi împingem? Îi împingem către o egalizare a rezultatelor. Pentru că asta este propunerea. Hai să-i lăsăm pe toți să meargă la cele mai înalte școli. Pentru ce? Hai să-i facem pe toți medici. Și pentru ce? Pentru că foarte frumos antevorbitorul meu a spus, poate ar trebui să ne gândim și la selectarea cadrelor didactice. Poate că de acolo ar trebui să începem, în loc să forțăm toți copiii să meargă în cele mai, credem noi, bune școli. Poate că ar trebui să ne asigurăm, adică nu poate, în mod sigur ar trebui să ne asigurăm că indiferent de școala în care un copil merge, o să beneficieze de o educație de calitate. Și aici este nevoie să lucrăm. Nu să împingem copii în liceele bune care fac testare, pentru că, dar de ce fac testare? Pentru că este absolut normal. 2% din planetele din univers dețin cea mai mare masă. Nu se luptă nimeni cu chestia asta, nu? Pentru că este un lucru natural. Este la fel de natural și ăsta. Îți mulțumesc mult pentru argumentele tale. Da, este natural, dar poate gândiți-vă și la cine rămâne în urmă. Imediat merg la Cluj. Mara, spune-mi pentru ce te pregătești în acest liceu? Că e o întrebare pe care și-o pune toată lumea. Te pregătești ca să rămâi aici sau să pleci? Deși personal eu nu sunt foarte decisă încă cu ce vreau să fac în viitor, mă voi pregăti să am o variantă și în țară și în străinătate și o să mă decid un picuț mai târziu, dar pot să zic că în liceu am primit foarte mult ajutor din acest punct de vedere prin activitățile extracurriculare pe care noi le avem, prin colectivul în care mă aflu, astfel știu că am foarte multe oportunități și în România, dar și în afară. Întrebarea care se pune în acest moment și și-o pune foarte multă lume este dacă nu cumva noi vă pregătim pe cei mai buni dintre voi să plecați de aici. Cred în libertate individuală și în faptul că veți face școală în străinătate și vă îndemn să aveți tot felul de experiențe în viață. Într-adevăr, pentru că sistemul universitar din România nu este la cel mai bun nivel în acest moment și de aceea exact copiii de elită care au oportunități și financiare, sprijinul familiei, dar și
din partea școlii și din partea activităților pe care ei le întreprind, aleg să se ducă într-un loc mai bun decât ar putea să găsească în România și acela este foarte multe situații pentru ei în străinătate. Da, pentru că e vorba tot de selecție. Aveți un pic de răbdare, mă întorc la voi. Cătălin din Cluj, salutare, 0372069599, admitere diferențiată sau nu? Salut, Cătălin! Bună ziua, domnul Striblea, vă salut cu stimă pe dumneavoastră și pe ascultători și trebuie să vă mărturisesc că o parte din discurs mi-a fost răpit de antevorbitori și le mulțumesc pentru asta. Voiam să ridic și eu problema selecției elitelor din cadrul corpului profesoral. Care sunt sistemele de evaluare și sistemele de ierarhizare ale elitelor din acest corp? Nu vreau să spun prin asta că există profesori slabi sau mai puțin pregătiți, ci că din percepția pe care o avem noi, care nu suntem în branșă, nu suntem profesori, se deduce și se conturează ideea că nu există un sistem de ierarhizare și un sistem de evaluare și de pregătire a profesorilor pentru a pregăti la rândul lor elite. Astfel încât, așa cum spunea chiar antevorbitorul meu, este foarte posibil să existe situații în care elevi cu un potențial fantastic să nu poată fi valorificați, să nu poată fi identificați ca potențială elită și instruiți ca atare, pentru că nu există un sistem de ierarhizare și de evaluare a profesorilor. Care sunt sistemele de cuantificare a calităților, a obiectivelor pe care le au profesorii în ceea ce au de făcut la clasă și care sunt sistemele de raportare? Cum se ierarhizează raportarea evaluării astfel încât să avem o imagine? Eu aș presupune că astăzi și de acum înainte, în aceste licee, chiar sunt cei mai buni profesori din România. Asta e presupunerea mea. Și îi evaluăm. Sunt de acord cu dumneavoastră, e o idee foarte bună și e dezirabil, dar cum facem acest lucru? Care sunt criteriile de selecție ale acelor profesori? Sunt definite ele? Sau doar venim colege pe care o suprapunem pe niște dorințe? Suprapunerea unor dorințe peste un sistem care nu are mecanisme este inutilă. La fel cum într-o corporație, dacă nu urmărești rezultatele, nu ajungi la nicio finalitate sau ajungi la un final aleatoriu, nu ai o predicție a evoluției, la fel și în sistemul de învățământ. Evaluăm ce și cum. Ne zbatem de 30 de ani și de 30 de ani cu sistemul de învățământ și îl amendăm în permanență și îl blamăm în aceeași măsură, dar nu vedem o implementare a unui sistem foarte riguros de ierarhizare a Bine. Competențelor. Fii atent, ai un minut. Și când spun asta, mă refer, vă rog, vă ascult. Mai puțin de un minut chiar să răspunzi la întrebarea asta care vine acum de pe Facebook, că avem emisiune și acolo. Zice așa, nu faceți decât să împărțiți discriminatoriu elevii în cei puțini cu resurse financiare și restul care nu-și permit. Sigur, după asta urmează. O, da, este un subiect și acesta. După cum știm, există, l-auzim, dacă îl vedem la televizor, îl vedem în data de zi cu zi, un sistem paralel de învățământ, cel al meditațiilor. S-a dezvoltat în România un cod caen, să-i spun așa, al profesorilor care oferă meditații în particular. Păi, raportându-ne la experiența altor țări, acest sistem este sănătos sau exprimă însăși neputința unui sistem de învățământ care să își facă treaba așa cum trebuie? Aici trebuie să-mi răspunzi tu. Răspunsul, n-am cum să vă răspund. Dacă aș putea să dau un răspuns, probabil că aș fi ministru acum, dar nu pot să-l dau. Da, mulțumesc tare mult. Cam asta a fost opiniile mele, vă mulțumesc. Cătălin, spor la treabă. România în direct are un pic de ora 14. Bună ziua, sunt profesor la un liceu din Brașov, am 13 ani vechime. Părerea mea este că această hotărâre a ministrului este greșită dintr-un singur motiv. Atenție, nu e hotărârea ministrului, ba în vaga bănuială că domnul Câmpeanu susține ceva ce nu a venit chiar de la el, ci de la președintele Iohannis și de la elita școlilor din România. Revin la mesaj. Părerea mea este că această hotărâre a ministrului este greșită dintr-un singur motiv. Toate liceele bune vor organiza admiterea în aceeași zi. Din start, copilul nu poate participa decât pe locurile scoase la concurs într-un singur liceu. La toate liceele bune vor fi mai mulți candidați decât numărul de locuri disponibile, deci vor fi elevi care vor fi respinși.
Dar acești elevi nu sunt de 2 sau de 3, ci elevi de 9 și de 10, care poate au o zi mai proastă. Părerea mea este că cea mai bună variantă de admitere la liceu a fost cea pentru generația anului 2000. Examenul se numea Capacitate și avea 3 probe. Revenim la această dezbatere de la Colegiul Național Gheorghe Lazăr în fix 2 minute. În direct la Europa FM. Foarte interesant acest ultim mesaj din calupul nostru. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Și e adevărat, și societatea românească a făcut presiuni ca acești copii să învețe în toate școlile considerate bune. Da. Și tot societatea românească în multe situații a respins acest lucru și au fost conflicte. Și acum societatea românească sau partea pe care o vedem în online face presiuni pentru o mai mare egalitate în școală și spune așa, copiii buni au șanse egale sau trebuie să aibă șanse egale să învețe în orice școală, dar adevărul că hotărârea de a putea învăța în orice școală va fi luată în funcție de capacitatea sau resursele fiecăruia. Și o să ne mai uităm la această chestiune. Sunteți la România în direct, discutăm despre posibilitatea unei admiteri diferențiate ca să simplificăm această întrebare, dar de fapt ideea de bază era avem nevoie de elite mai puternice sau de un corp al elevilor mai, cum să zic, mai egal, mai omogen, cu mai multe șanse pentru toată lumea. Sunt la Colegiul Național Gheorghe Lazăr. Am prelungit, datorită telefoanelor voastre, câteva minute această emisiune. Sunt în holul colegiului, lângă mine doi elevi de clasa 12, Amara și David. Mă întorc imediat la ei, dar întâi îl salut pe Radu. Radu din București, salutare! Salutare și dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Vă sun în calitate de, să spunem, un meditator fără voie, dar cu mare drag, care de 8 ani de zile fac pregătire pro bono cu copii din medii defavorizate, mai precis cu copii din centre de plasament de prin țară. Fac pregătire la materiile din zona de uman, care sunt, mă rog, pentru bacalaureat. Înainte de toate, aș spune, în primul rând, răspunsul la întrebarea dumneavoastră, din punctul meu de vedere, este că o reglementare a admiterii diferențiate pentru elite, să spunem, nu va face decât să crească și mai mult ecartul și discrepanța între o pătură și așa foarte subțire de elevi și restul masei elevilor. Asta
pentru a-mi declina intențiile încă de la început. Iar apoi aș spune așa, și mă leg de ceea ce au spus antevorbitorii mei. Dorim excelență la clasă. Adică dorim excelență de la copii, vrem să îi încurajăm să facă excelență în educație, dar dorim și excelență de la profesori. Dorim excelență de la profesori și ne lovim de examenul de titularizare. Și o să vă invit pe titularizare.edu.ro să vă uitați peste rezultatele din ultimii ani, că sunt disponibile și publice. Dar de ce ajung acești profesori să obțină note atât de mici la titularizare? Și aici ajungem, din punctul meu de vedere, la esența problemei. Din nivelul instrucției pe care aceștia îl primesc în cadrul facultăților de profil. Dar de ce au coborât facultățile nivelul de pregătire al viitorilor profesori? Și aici ajungem la autonomia universitară și la felul în care sunt finanțate universitățile, respectiv facultățile, în funcție de numărul de specialități, respectiv numărul de studenți înscriși la acea specializare. Ascultă-mă o secundă. Tu ai descris un fenomen care se va accentua. Adică spui așa, domnule, dacă aplicăm hotărârea asta, dar atenție, ea privește toate liceele. Toate liceele pot organiza admitere diferențiată. Ceea ce știm că nu funcționează așa, pentru că un liceu slab nu va avea concurenți pe admiterea diferențiată. Aici e o minciună în fals, cum s-ar spune. Admiterea diferențiată este pentru cele mai înalte licee. Dar hai să fim onești în momentul ăsta. Lucrul ăsta se întâmplă acum. Aceste licee de tipul Lazar unde mă aflu eu, nu sunt pentru toată lumea, nu? Nu și acum. Nu numai de anul viitor sau peste 2 ani de când intră în vigoare legea asta, nu? Eu vă înțeleg ce spuneți și aveți dreptate într-o bună măsură, însă rezultatele pe care eu le-am obținut în ultimii ani cu copii pe care i-am luat în pregătire la începutul clasei a 12-a, care erau la nivel de nota 5 într-un orășel mic de provincie, și cu care am reușit să obțin note mai mult decât onorabile la examenul de bacalaureat, eu personal având o promovabilitate de 100% în 6 ani, îmi arată că problema nu este la cât de nepregătit sau cât de mari sunt lacunele pe care le are copilul, ci la felul în care adresăm actul de educație. Aha. Și de aceea mă leg de selecție și de faptul că eu, să spunem prin absurd, eu profesor universitar, pregătesc viitori profesori, însă eu nu pot face o selecție a acestor profesori pe baza competenței lor sau a pregătirii lor sau a interesului lor, pentru că voi fi tras de mânecă de conducătorul de departament, recte, decan, recte, în final chiar rectorul, care îmi spune, bine, tu ești, faci elită la tine la clasă. Din ce în ce sunt mai puțini. Dacă scădem sub numărul X de studenți, specializarea respectivă nu mai primește finanțare. Deci tu pierzi postul. Am înțeles. Găsești o soluție aici? În punctul meu de vedere. În 30 de secunde, da, dă-mi o soluție, dăm soluția ta. Găsesc o soluție într-un program care să se ocupe de pregătirea profesorilor. Asta mi se pare temelia, nu încercatul de a adresa ocupându-ne de copii, pentru că până una alta copiii și-au găsit soluții până acum. Cu mai multe resurse, cu mai puține resurse, cu meditații, fără meditații. Dar degradarea actului de învățământ pleacă de la profesor, iar pregătirea acestuia nu a fost avută n-a fost luată în calcul, cel puțin eu nu am auzit, de către niciun ministeriabil în ultimii 30 de ani. Mulțumesc tare mult. Am să vă spun alt lucru care doare foarte tare în momentul acesta. Imediat, Daniel, vin la tine, dar vreau să vă atrag atenția asupra ceva. Noi, în această țară, de când se pregătește copilul de școală, ne schimbăm buletinele și punem alte adrese pe ele, da? Facem mutații ca să ne aducem copiii la cele mai bune școli. A, știți că se face asta în România, da? Facem asta în România, ne ducem la un prieten, sunt chiar doamne învățătoare, profesoare care oferă mutații în casele lor ca un copil să poată să ajungă la cea mai bună școală. Societatea românească, așa cum funcționează ea, este deja concentrată pe elite.
societatea românească își dorește să aducă copiii în elită. E un concurs de resurse, de meditații, de relații ca să aducem copiii în școală. Și cu cât copilul este mai bun și învață mai tare, cu atât și părinții se vor bate în foarte multe situații și mai tare. Una fără alta nu prea se poate. Daniel, salutare, bine ai venit la România în direct. Bine te-am găsit, Cătălin, și bine ai revenit. Spuneam mai devreme că societatea noastră este orientată spre elite. Eu cred că reforma învățământului ar trebui tocmai să ne direcționeze spre a ne schimba mentalitatea și să iar școala să devină doar un loc unde copiii să fie educați. Din nefericire, școala în momentul actual are ca și scop principal promovarea de examene și nu să educăm copii. Spunea doamna directoare de la Gheorghe Lazar mai devreme că au un program pilot pentru clasa 12-a și din luna mai copiii, elevii din clasa 12-a nu mai sunt forțați să învețe la alte materii, ci doar la cele de examen, spunând că, făcând o paralelă cu învățământul britanic, unde spunea că și cei din Marea Britanie, elevii sunt orientați spre ceea ce au nevoie. Nu cred că copiii au nevoie de examene. Sunt școli în Marea Britanie care orientează copiii pe ultima sută de metri pentru obiectele la care dau așa numitele A-levels, da? Adică obiectele care le asigură intrarea la facultate. Se face și în alte părți, nu numai la noi. Nu zic că e bine, nu zic că e rău. Dar stai o secundă, întreabă-i pe oameni aici câți de față. Uite, am doi copii care anul ăsta intră în programul ăsta. E ok sau nu e ok? Vă convine sau nu vă convine? Pentru mine este foarte ok și n-am să vă mint, mi-a fost puțin ciudă pe cei de a 11-a că ei au prins și anul acesta programul pilot și că noi avem doar din clasa 12-a. Pentru că, într-adevăr, eu sunt o persoană care vreau să dau pe științe sociale sau științe politice în condițiile în care eu sunt pe profil științele naturii. O să mă pregătesc pentru BAC și o să am nevoie de tot timpul din lume, dar dacă vreau să învăț în plus la istorie, la geografie, la orice fel de altă materie care nu intră în materiile mele de bacalaureat, oricum o să am mai mult timp să fac chestia asta prin programul pilot. Mara? Complet de acord cu ce a spus David. Cu câteva luni înainte de BAC și de admitere, absolut nimeni nu se mai gândește la orele care nu sunt orientate pe subiectele la care dau admitere sau la care dau bacul. Dă-mi un exemplu, adică ce pică la tine? Spre exemplu, dacă eu sunt tot la științe ale naturii și dau bacul la matematică, la română și la biologie, nu o să vreau să-mi petrec anumite ore la orele de germană, de engleză, de filozofie, de istorie. Aș avea nevoie de puțin mai mult timp pentru acea pregătire. Daniel, iată răspunsul tău, e aici. Da, mulțumesc. Eu să întreb un alt lucru. Dacă la jobul la care o să ajungă peste 3-4 ani, 5 ani după ce o să absolve o facultate, să sperăm că în România, deși 80% dintre cei care absolvă la liceele de elită pleacă în străinătate, o să aibă nevoie de germană, de fizică, de chimie. O să regrete faptul că nu s-au preocupat pentru chestiunea asta și doar că au avut o notă bună la examen. Suntem în țara în care 73% dintre absolvenți iau examenul de bacalaureat. Unul din patru nici măcar nu iau bacalaureat. Un moment. Pe noi ne preocupă elitele. Poate că ar fi fost interesant ca... Dați-mi voie să-mi susțin tot punctul de vedere și după aceea o să-mi răspund. Asta este o chestie care probabil o să înveți în viață. Dacă suntem în țara în care unul dintre patru absolvenți de școală și 7% forțat pentru anul ăsta 40.000 de elevi nu s-au înscris la bacalaureat, nu iau bacalaureatul. Oamenii ăia pentru ce-i pregătim? Investim 12 ani, 13 ani în școala lor pentru ca să nu aducă plus valoare în economie. Pe mine nu mă interesează nota mare sau imaginea pe care și-o creează un colegiu național. Și ce o să facă oamenii în economie peste 5, 10, 15 ani? O secundă, că e timpul pentru răspunsuri.
Da, voiam să vă lămuresc în legătură cu o chestie legată de programul Școala Pilot. Programul pilot din cadrul Colegiului Național Gheorghe Lazar, adică exact acele săptămâni în care nu se mai face germană, istorie, geografie, etc., dacă ești pe științele naturii, se fac doar materiile de bacalaureat, se derulează pe un total de, hai să zicem, nu mai mult de 10 săptămâni din 4 ani de liceu. Adică se ratează maxim 10 săptămâni de istorie, maxim 10 săptămâni de germană, în care nu se întâmpla foarte mult lucru. Oricum venea partea de ultimul clopoțel, tot felul de lucruri. Adică era mai relax ultima lună. Mara? Și nu numai din liceu, dar din toată școala. Fac 12 ani de germană. O lună, două luni în plus nu mă va ajuta cu foarte mult pentru acele competențe. Și oricum, chiar și înainte de programul pilot, oricum aceasta era tendința, acesta era sentimentul din școală. Toată lumea încerca să se concentreze pe ce vor ei să dea la admitere și la bacalaureat. Deci aș putea înțelege că programul pilot e doar o chestie de spoială. De fapt, e ceea ce se întâmpla și până acum în învățământ, doar acum o facem cu un nume. Mă rog, acum o facem cu un nume și cu o structură mult mai bună și în care avem libertatea să facem chestia asta, avem mai multe ore chiar de materii pentru bacalaureat, adică pregătirea este mult mai robustă, mult mai intensă și este totul mult mai bine delimitat, avem și timpul nostru liber pentru când vrem să învățăm în privat și chestiile astea nu se mai întâmplă pe motivul că chiulim ca să învățăm. Nu, avem timpul acela și în rest când venim la școală suntem în stare să ne concentrăm exact pe ceea ce ne interesează în alea 10 săptămâni. Practic facilităm un proces care era foarte dorit înainte sau oricum improvizat într-un fel sau altul. Da. Mulțumesc pentru punctul tău de vedere, Daniel, din Cluj. Atenție, e foarte interesant că aici, într-o dezbatere, dacă noi credem într-o idee, nu înseamnă că toate celelalte idei sunt invalide. Trebuie să ne ascultăm. De fapt, România în direct, asta o să vă propună în toate sezoanele, să ne ascultăm unii pe alții, să învățăm unii de la alții. Nu cumva vi se pare că în România, în ultimii ani, polarizându-ne foarte tare, am ajuns să fim noi mai tot timpul cei mai deștepți decât ceilalți? Ori asta nu se poate întâmpla nicăieri în lumea asta. Cristian, tu închei România în direct de astăzi. Pe salut, Cătălin, pe tine și pe ascultătorii tăi. Am vrut să te întreb ce înseamnă această organizare a examenelor pentru liceele în care se vor organiza, ca să zic așa. Ce reprezintă ea de fapt? Ea reprezintă putere. Domnul Sorin Câmpeanu nu are bani, pentru că nu mai avem bani ca țară, și atunci s-a gândit să le dea profesorilor putere, că trebuia să le dea ceva. Începe școala. Lumea care lucrează în sistemul de învățământ își dorește și ea să primească ceva. Dacă nu poate să primească bani, anul ăsta le dăm putere. Și atunci modificăm legea învățământului. Dar eu nu cred că legea asta care este scrisă în momentul de față va aduce, să zic, un beneficiu învățământului românesc. Eu cred că cel mai și cel mai mult domnul Cântanu și-ar dori să rezolve problema lui domnul Ciucă. Aia, dacă s-ar rezolva, ar fi perfect. Da. Nu cred că îi pasă foarte mult de învățământul nostru. Cel puțin... Da. Asta e senzația. Sigur, pe care o lasă, pe unde se duce, la televizor, vorbește frumos, da? E un subiect separat, da. Știm problema plagiatului, e o întreagă dezbatere acolo, cu sau fără problema plagiatului, domnului Ciucă. Apropo, urât moment în istoria noastră în care și parchet, și miniștri, și legi, toată lumea sare să-l apere pe domnul Ciucă, ca și cum ne-am împiedicat aici în domnul Ciucă. Urât moment, sunt de acord cu tine. Dar cu sau fără aia, ai la, cum să zic, pusă moți peste toate chestiile astea, legea asta se va modifica, pentru că e firesc să trecem într-o altă etapă a societății noastre, după ce legea domnului Funeriu a funcționat, 12 ani sau cât o fi fost. Să știi că și eu fac parte din generația care a dat examen ca să intre la liceu. Se organiza
examen în liceul respectiv și avea subiectele lui. Nu zic că e bine sau e rău, nu lucrez în învățământ, nu sunt specializat în domeniu, nu am copii la școală, n-aș putea să zic că sunt foarte bine informat. E doar o părere văzută așa, de la distanță, să zic, știi? E doar o părere văzută de la distanță. Poate va funcționa mai bine, poate va funcționa mai rău. Cert e că în momentul de față, profesorii care sunt în școlile din România sunt mai slabi decât profesorii pe care eu i-am avut în anii 90 la școală. Poate multe domenii suntem mai slabi. Liceu. Alianța Colegilor Centenare a cerut următorul lucru. Spune așa, pentru noi prioritar a devenit selectarea personalului didactic la nivelul unității școlare, adică să aducă cei mai buni profesori, fiecare liceu să-și poată aduce profesori buni. Da? Ministrul Câmpeanu le-a dat o replică și a spus așa, selecția profesorilor este esențială și că autonomia va fi puternic susținută. Deci dacă vrei o concluzie în discuția noastră, este că în următorii 10-15 ani de funcționare a acestei legi, Colegiul Lazar și alte colegii din România vor atrage în continuare cei mai buni profesori din această țară. Așa se va întâmpla. Scopul ar fi să-i atragem și în școlile în care sunt copii, care sunt săraci, că de fapt... Da, exact. Degeaba avem un David Popovici dacă, nu știu, 70% din populație nu știe să noate. Este o concluzie ne cât se poate. Ceva? Este o excelentă concluzie a acestei emisiuni. Mulțumesc tare mult pentru prezența ta, Cristian din Timișoara. Mara, David, mulțumesc, a fost o plăcere să vă întâlnesc. Baftă. Și noi vă mulțumim. Și noi vă mulțumim. Baftă pe mai departe, oriunde veți alege, în această țară sau în străinătate. Eu sper la un moment dat să vă întoarceți. Și dacă îmi permiteți un minut, aș spune și eu un lucru pentru cei care ne ascultă. Această lege și această diferențiere este cursul firesc, natural al educației și al societății românești. Suntem concentrați pe elite, suntem concentrați pe poli de educație, întotdeauna am încercat să ne trimitem copiii mai buni la școlile cele mai bune. Este firesc ca ele să-și găsească pârghiile prin care să-i aleagă într-adevăr pe cei mai buni cu cei mai multe resurse. Este, dacă vreți, o privatizare mascată, dintr-un punct de vedere a învățământului românesc, dar este cursul natural al societății. Această lege răspunde unui curs natural. Ce cred eu că este nevoie în această situație este găsirea acestor mecanisme prin care să avem nu numai școli de elită, ceea ce va exista peste tot în lume, da? Așa sunt țările, cu școli de elită, ci să găsim un mecanism prin care, așa cum spunea un celebru program de educație de acum 20 de ani, poate mai bine, din societatea americană, niciun copil să nu fie lăsat în urmă. Interesul societății românești este nu numai de a avea elite extraordinare pe care poate să și le creeze într-un fel sau altul, ci să găsească toate acele pârghii prin care copiii care nu au posibilități, nu au știință, nu au cei mai buni profesori, să ajungă la un nivel mediu al societății. Asta este marea noastră zbatere. Oameni precum Mara și David lângă mine se vor descurca în viață, au tot ce le trebuie din acest moment, ceea ce trebuie să pună acolo este ambiție și muncă. Pentru noi, ceilalți, datoria este să-i scoatem în sus sau să-i tragem în sus pentru mai binele acestei țări pe cei care nu au aceste posibilități și în săptămânile următoare România în direct o să poarte această dezbatere fix din școlile care sunt cel mai afectate de această lege. Vă mulțumesc că ați fost aici. Eu sunt Cătălin Striblea și vă doresc spor la treabă. Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.